Câteva zeci de mii de credincioși din județul Cluj și nu numai au participat ieri la pelerinajul de la Mănăstirea Nicula. Chiar dacă temperatura a fost una scăzută, oamenii au îndurat frigul și au asistat la slujba oficiată la biserica din mănăstire. Credincioșii s-au rugat și la icoana făcătoare de minuni care a fost scoasă din biserică în curtea mănăstirii. Târziu, după miezul nopții, icoana a fost scoasă din biserică și a fost purtată pe umeri de preoți care au înconjurat de trei ori lăcașul sfânt, urmați de enoriași cei mai mulți în genunchi. O mai cu să sunt